Ea, omul care stă acum în culise, ea a fost foarte recunoscătoare lui Anatol Dumitraș pentru tot ceea ce a făcut pentru ea, pentru cariera sa. Această femeie a zis că trebuie să organizeze un concert in memoriam Anatol Dumitraș. A reușit să adune împreună peste 25 de artiști care vor cânta melodiile. Și eu cred că este cel mai frumos cadou pentru ziua sa de naștere pe care putea să îl ofere. Pentru că un artist adevărat știe să prețuiască un alt artist adevărat. Astăzi este ziua de naștere a Victoriei Lungu. Împlinește 48 de ani și vrem să o primim cu mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cât e de frumos! Am cânti tu, dar noi ne cunoaștem, mamă! De la ce zi de naștere? Când? Cu 10 ani în urmă, de la prima zi de naștere, de când erai în TV, ai fost lângă mine. Știi că am sărbătorit împreună la toate zilele de naștere. Așa că, uite, stai că am uitat că tu ai la microfon. Dar știi, acum am întors imediat să-mi dau seama de câți ani noi ne cunoaștem și la câte zile de naștere ai fost tu și am sărbătorit și am băut și ne-am destrat și am desfăcut cadouri. Ei, acum băutul nu trebuia să zici. Noi am băut apă plată. Avem și astăzi un cadou pentru tine, să vină cadou pentru Victoria Lungu. Ia uite, prietenii noștri de la Verica Cosmetic ți-au oferit acest coș frumos pentru tine. Să fii frumoasă întotdeauna. Îi dați 48 de ani! Ia, hai, mi-a dat, mama și mi-a dat bunul Dumnezeu și cred că este cea mai frumoasă vârstă și eu în general cu anii. Și știi că mereu am fost mândră de vârsta mea și fericită și am spus-o deschis și chiar le îndemn pe toate femeile să nu ascundă câți ani au, pentru că vârsta este doar un pașaport. Dar dacă tu ai grijă de tine, dacă tu ai starea asta de bine și o dispoziție frumoasă ca să transmiți oamenilor și lași tot negativul acasă la tine, e pentru tine și atât e tot. Cum a început ziua ta de naștere din acest an? Evident la 12 noaptea, pentru că Valeria era acasă și tot aștepta să nu adormă, eu am adormit, ea a venit și mi-a cântat la mulți ani, să mă pupe, să-mi deschidă cadou, eu zic nu, lasă-mă că doar. Ultimul timp sunt supraobosită așa un pic, pentru că mă culc dimineața și mă trezesc tot dimineața. Aseară am zis că astăzi să le reușesc pe toate, trebuie să fiu bine și să transmit oamenilor această dispoziție și aseară până târziu am stat și am scris scenariul pentru concertul din 1 decembrie. L-am gândit cum să fie, să fie unul foarte frumos, ceva mai deosebit, pentru că nu știu de ce oamenii s-au obișnuit, au venit, au cântat, au plecat și nu știu ce. Și atunci eu aseară când l-am rugat pe Avelin Tabarcea cu care o să prezentăm acest concert, i-am zis, eu vreau să fie altceva. Eu vreau emoții, eu vreau zâmbete, eu vreau lacrimi, eu vreau aplauze, eu vreau lumea să cânte cu noi, eu vreau să treacă prin emoții, pentru că știu că e greu să impui un artist atunci când vine gratis într-un concert, să stai acolo, să facă ceea ce vrei tu, dar eu am un atu așa și o legătură aparte cu colegii mei și chiar sunt foarte receptivi. Și sper să iasă ceva foarte frumos. O să vedeți și la TV. Da, așa cum am zis eu, este cadoul pe care tu îl faci ție și, în general, muzicii, artiștilor. Pentru că asta, un artist știe de ce are nevoie un artist ca să se simtă împlinit. Și, din păcate, dacă nu se întâmplă asta, cât suntem în viață, cei care rămân, iată, o fac cu dăruire. Ai zis de Valeria, prima te-a felicitat. Noi am prins-o ieri și am rupt o felicitare așa în fața camerei de luat vederi pentru tine. Ia, hai să vedem ce dorește fica Victoriei Lungu, cea mai importantă ființă din viața ei. Știu cât de mult o iubește și e viceversa. Mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, eu te iubesc, mami, la mulți ani! E ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea. Noi suntem două persoane foarte impulsive și ca zodii și ca caracter și probabil din cauza faptului că eu îi seamăn foarte mult, vreau eu să fiu mereu dreaptă și vai, eu să las de la mine, no. Și atunci de fiecare dată trebuie să ne certăm așa, până cineva lasă de la el. Cu vârsta, Valeria, o să crești și ai să vezi că o să faci și tu la fel copiii tăi, o să ai și tu copiii tăi și ai să vezi cât de greu e. În fine, cred că toți părinții zic la un moment dat chestia asta. Când eram mai mică, mama îmi zicea, sau bați tu sau te bat pe tine.
Eu aveam probleme la școală și mama nu știa cum să se descurce cu mine. Am avut uneori și probleme la modul hai, fiică de vedetă, vedeta sau chestii de genul ăsta. Și oamenii mă luau așa în deridere, dar a fost ok, a fost o perioadă foarte amuzantă. În fiecare an încerc să iau ceva ce are nevoie și o sun pe mama și zic: mama, ce vrei de ziua ta? Și mama: aoleo, ce întrebare grea. Și zic: păi zi-mi că nu stau să dai de toate, zi-mi ce vrei. Și mama începe să-mi facă o listă: uite, vreau aia, vreau aia, vreau aia. Și zic: ok, hai că-ți iau orice vrei tu. Sănătate cel mai mult îi urez, putere și să trăiască cât mai mult. Ziua ta, ziua ta, ziua ta. Să trăiești fericit alături de ea și să te bucuri pentru succesele ei, pentru că îmi dau seama că tu vezi cât de mult muncește ea, cât de mult te realizează și eu tare sper să te întreacă. Și cred că asta e și dorința ta. Cred că cea mai mare dorința mea este asta. De multe ori zic tare îmi doresc să fie cu mai mult noroc pe care l-am avut eu, să ajungă mult mai mult, să reușească mult mai multe, pentru că nu cred că în această țară nu ar fi reușit, doar că suntem o țară mai mică și acolo România tot este țara noastră și eu cred că indiferent ce va face acolo și aici va fi apreciată cu mult drag. Ea mereu îmi spune: mami, eu vreau să fii mândră de mine așa cum a fost bunica mândră de tine. Și sper să fie așa, pentru că fiecare mamă, indiferent dacă nu ajunge artistă sau eu știu ce, doar să fie ea fericită. Fericită vei fi tu atunci când vei vedea sala plină pe data de 1 decembrie la acest eveniment frumos. Ce artiști vor cânta pe scenă? Vor cânta melodiile lui Anatol Dumitraș? Da, vor cânta toată lumea melodiile lui Anatol Dumitraș. Chiar am ținut acest lucru. Mulți artiști, are mulți prieteni care și-au dorit, dar din păcate a fost ideea mea și atunci am zis că nu poate să se supere lumea, mă rog, dar cred că nu se va supăra. Adrian Ursu, Adi Carp, Aurel Chirtoacă, Alexandru Cibotaru, Diana Rotaru, Carolina Prepeliță, Mariana Mihăilă, Anatol Mărzenco, Stella Mitruc, Olega Babi, care a fost prieten și am lucrat cu el și cu Anatol Dumitraș foarte mulți ani de zile. Să nu mai uit că sunt foarte, foarte, foarte multă lume. Se va cânta live, vom încerca să cântăm cu publicul, vom avea și o expoziție din toată viața lui Anatol, ceea ce oamenii nu au reușit să vadă la acel muzeu. O să încercăm să aducem un pic altfel, o să încercăm să provocăm lumea, o să aduc și un album, asta vreau să rog toată lumea care va veni la acest concert și cu siguranță va fi sala plină, știu și simt acest lucru, să aducă poze care le au acasă cu Anatol, să le scanați pe telefon sau să le aduceți acolo să facem un album de colecție. Hai, foarte frumos. Și veți avea și imagini video de asemenea. Vom avea imagini video cu el din colecție, vom avea și niște imagini cu unii artiști care nu sunt, dar au cântat melodiile lui. Am ținut eu morțiș, pentru că zice, va fi concertul. Da, dar sunt artiști care nu mai sunt cu noi. Veniți să fiți alături de noi, veniți să vedeți despre cine este vorba, să treceți acele emoții pe care o să le avem și noi în scenă și sper să fie frumos. Mai puțină vorbă, mai multă muzică. Da, e adevărat și se muncește din plin, muncești tu la scenariu, repetițiile, pentru că sunt foarte importante repetițiile, dacă voi o să cântați cu toții live, acompaniment cu pian. Pian, chitară, vom trece prin acea amintire, chitara de la care a început Anatol, îi spuneam soției Lidia, zic să aduci câteva poze cu voi, cu copiii, să ne aduci foile acelea care să le... Ei, Victoria, nu, știi, eu sunt poate un pic mai emotivă în felul ăsta, eu trec pe acolo de unde a început artistul, pentru că ceea ce am reușit, noi am reușit venind de jos. Și cam asta trebuie să arătăm oamenilor, că nu ajunge artist peste noapte, e o muncă, e asiduă. El umbla în aceeași Adidas, cum spunea Diana Rotaru astăzi, zice, de câte ori l-am cunoscut doar în aceeași Adidas. A muncit pentru familie, a muncit pentru a lansa melodii multe, are
aproape 1000 de melodii compuse și scrise și pentru copii foarte mult. Și chiar mă gândeam, oare nu o să adună Anatol Dumitraș cu atâtea melodii pe care le-a făcut Polițist, Dulce-i vinul, Prima dragoste, pentru că el a cântat Prima dragoste, acea inocentă pe care noi toți o simțim. Și vă îndemn să veniți, vă aștept cu mult drag. Găsiți la casele filarmonicii bilete, mai sunt câteva zile, așa că vă îndemn să veniți ora 16. Astăzi ne vei cânta o melodie scrisă de maestru. Da, să știi că această melodie este foarte dragă mie, pentru că ea a fost derută tot de ziua mea de naștere. Da, atunci când eu eram la pat și puțină lume care venea să fie alături de mine. După accident. Da, un om bolnav nu pretrebește nimănui, dar voi ați fost și cu Cristi alături de mine atunci și uite, Anatol a venit cu o casetă, a venit cu niște foi și a zis, mă, fată, că el așa când nu mă interesa pe dânsul că sunt bolnavă, el era, tu trebuie să cânti, uite, eu ți-am făcut o piesă de ziua ta alături de tine, eu sunt alături de tine, uite câte lume te iubește pe tine, nu ai cum, trebuie să te rădici în patru mâini membre și să vii, știi? Și eu, evident că nu aveam eu mare chef, dar după aia cuvintele lui m-a atins, am înregistrat această melodie și a ajuns un hit care este cântat de ani de zile, așa că sper eu că Anatol mă aude acum. Eu îți mulțumesc din suflet pentru că ai fost lângă mine în momentele cele mai grele și eu o să mă strădui să fiu alături de tine, de creația ta și de familia ta. Vom fi numai
fericiți vom fi numai alătura. Că fericiți vom fi numai alătura.